Radio Covăcița vă aduce Cronica Covăcița. Fiți informați despre toate cele mai importante și interesante evenimente din Comuna Covăcița. Ne ocupăm de subiecte actuale și oameni interesanți. Subiecte care au marcat săptămâna din urmă. Cronica Covăcița în fiecare weekend, numai pe undele Radio Covăcița. Proiectul a fost susținut de Comuna Covăcița. Revista de literatură, artă și cultură transfrontalieră Lumina a marcat jubileul a 75 de ani de la existență. Evenimentul a avut loc joi 11 august la Casa de Presă și Editură Libertatea din Pancevă. La Casa de Presă și Editură Libertatea din Pancevă, joi 11 august, a avut loc evenimentul Zilele Revistei de Literatură, Artă și Cultură Transfrontalieră, Lumina, unde s-a sărbătorit jubileul a 75 de ani de existență. Evenimentul a durat 4 zile și s-a desfășurat în 3 locații, și anume la Vârșăt, la Pancevă și la Coștei. Mărioara Sfera, redactor responsabil a revistei Lumina, ne-a spus cum a decurs evenimentul la care a fost invitat un număr mare de scritori. Suntem astăzi la Pancevă, în ziua a treia, denumită de fapt Zilele Revistei de Literatură, Artă și Cultură Transfrontalieră Lumina, deci 9, 10, 11, 12 și mâine vom avea ceva activități, dar astăzi suntem la Pancevă. Un moment într-adevăr special a fost prezentarea tuturor oaspeților care sunt azi aici din diferite părți ale României și din Bulgaria și din Republica Moldova. Momente deosebite de cântec, de poezie, ați auzit, ați asistat și am dezvelit placa omagială dedicată celor 10 redactori responsabili ai revistei de literatură, artă și cultură transfrontalieră Lumina cu data de 11 august sau cu anul, să zic, 2022, pentru că acum se împlinesc 75 de ani. Ați putut să vedeți, ați asistat și, într-adevăr, a fost un moment deosebit. Mariana Stratula, directoarea Casei de Presă și Editură Libertatea, ne-a spus impresiile sale. Revista Lumina la ceas de sărbătoare, deci 4 zile de literatură, artă, cultură, muzică, 4 zile pline de emoții, de trăiri sufletești care cu greu pot fi descrise prin cuvinte. Am debutat printr-o serată literară organizată într-un spațiu frumos, mirific, parc orașului din Vârșeți. Am continuat la hotelul Villa Breg, unde a fost organizat un simpozion științific care a durat de dimineața până în aproape în ceasurile serii, dar la care s-au prezentat comunicate și lucrări științifice foarte interesante, prezentate de invitații noștri din 5 țări. Apoi am continuat azi la sediul Casei de Presă și Editură Libertatea, unde am dezvelit și o placă omagială. Am primit unele recunoștințe pentru care suntem foarte mândri și recunoscători. Ne-am îndreptat gândurile spre înaintașii noștri. Deci au fost 4 zile pline de evenimente. La acest jubileu a 75 de ani de existență a revistei Lumina a participat și președintele Consiliului Național al Minorității Naționale Române din Serbia, Daniel Magdu, respectiv Daniel Bala, ministru consilier al Consulatului General al României la Vârșăți. Astăzi este un eveniment cu totul și cu totul special, cu o încărcătură simbolică fundamentală pentru comunitatea românească și mă refer la dezvelirea unei plăci care consemnează 75 de ani de activitate pentru revista de literatură, artă și cultură transfrontalieră Lumina. Este
În aceste momente, deosebit de plăcut faptul să parafrazez spusele unui fost redactor șef al revistei Lumina, mă refer aici la domnul Ion Baba, scriitor, cel care în timp de 15 ani a coordonat activitatea acestei publicații. Dânsul ura în urmă cu 10 ani de zile în urmă acestei reviste să rămână princiară, perenă și pregnantă. Cred și sper că în viitor Lumina își va îndeplini cu cinste această misiune și va fi același reper fundamental care va călăuzi și mobiliza viața culturală și literară de aici, din Voivodina și nu numai. Peste 40.000 de candidați au completat cererea electronică pentru postul de recenzor în recensământul populației, gospodăriilor și locuințelor, a anunțat Institutul de Statistică al Republicii. Recensământul populației, gospodăriilor și locuințelor va avea loc în perioada din 1 și până în 31 octombrie a anului curent. În timpul recensământului, persoanele angajate au obligația de a enumera toți cetățenii, gospodăriile și locuințelor de pe teritoriul care le este atribuit, folosind un laptop pentru a introduce datele în chestionarele electronice. Recenzorii trebuie să participe la o sesiune de formare de 5 zile înainte de a începe cursurile, să stăpânească metodologia recensământului și să lucreze în aplicația de colectare a datelor și să viziteze terenul cu un instructor. Recenzorii vor câștiga un salariu mediu de aproximativ 60.000 de dinari în funcție de teritoriul alocat pentru muncă, cu rambursarea costurilor necesare în timpul lucrării, precum și taxele aferente, contribuțiile și asigurările de sănătate pe perioada angajării, a subliniat de la Biroul de Statistică. Clasamentul candidaților înscriși pe municipii, orașe și localități va fi publicat miercuri 10 august de la ora 16 pe site-ul Biroului de Statistică. De la începutul anului în Serbia au fost înregistrate în total 18.335 de incendii. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Serbiei, Luka Ćaušić, a declarat că de la 1 iulie au fost înregistrate 3.797 de incendii în aer liber, că în prezent nu există, dar că acestea sunt în așteptare 24 de ore pe zi. Ceaușici a declarat pentru Radio Televiziunea Serbia că au localizat incendiile în 24 de ore cu ajutorul a 5 elicoptere cu găleți. De la începutul anului în Serbia au fost înregistrate în total 18.335 de incendii, iar 70 de persoane și-au pierdut viața, majoritatea în incendii în clădiri de locuit, potrivit evidențelor Ministerului Afacerilor Interne. De la 1 ianuarie, 12.129 de incendii în aer liber au izbucnit în Serbia și toate au fost aduse sub control în doar 24 de ore. 8 persoane și-au pierdut viața în acea perioadă, iar 48 au fost salvate direct din incendiu. Ceaușici a precizat că de la 1 iulie au avut 5.717 intervenții, dintre care 3.797 au fost focuri deschise. Nu au fost victime. El a adăugat că factorul uman este cauza în majoritatea cazurilor și a subliniat pericolul care poate fi cauzat de aruncarea țigărilor, arderea miriștilor, grătarul, dar și nestingerea plitelor, aparatelor de aer condiționat și încărcătoarelor atunci când nu suntem acasă. Reprezentanții fermierilor care protestează în toată Serbia s-au întâlnit joi 11 august cu premierul Ana Brnabić.
Întâlnirea dintre premierul Ana Brnabić și fermierii care protestează în toată Serbia s-a încheiat în clădirea guvernului după 2 ore, relatează reporterul Radio Televiziunii Serbia. Fermierii au arătat că nu sunt mulțumiți de ofertă și vor decide, dar va continua cu protestele. Ei au spus că interzicerea exportului tuturor cerealelor și plante oleaginoase va fi ridicată și că au primit o garanție pentru asta. Li s-a oferit un preț de 535 de euro pentru o tonă de floarea soarelui, spun ei. De asemenea, li s-au promis că vor putea alimenta de 2 ori pe zi. Au spus că s-ar putea plăti prime pentru lapte de 15 dinari, dar nu există nicio posibilitate de îngrășământ, asta ne-au spus, spune Radoslav Adamović de la Inițiativa pentru Supraviețuirea Fermierilor Sârbi. Fermierii au mai menționat că au cerut anularea amenzilor rutiere din cauza blocadelor. Reamintim că fermierii nemulțumiți au protestat în zilele precedente în toată Serbia și au blocat și centrul orașului Novi Sad. Ei cer, printre altele, ca prețul floarea soarelui să fie de numai puțin de 700 de euro pe tonă, ca combustibilul să fie de 170 de dinari la toate benzinerile și să fie umplut de 3 ori pe zi cu carduri. Joi, 11 august, fermierii de pe teritoriul municipiului Rača de lângă Kragujevac au blocat strada Karađorđeva în fața clădirii municipalității cu o lungime de tractoare, în semn de sprijin pentru colegilor care protestează la Novi Sad. Despre combinarea claselor în școlile elementare va fi în partea a doua a lunii august. În a doua jumătate a lunii august va fi cunoscut în câte școli din localități mai mici se vor combina departamentele, au declarat pentru Taniuc de la Ministerul Învățământului pe data de 9 august. După ce școlilor a expirat termenul ca administrației școlare competente să depună propunerea privind formarea departamentelor pentru viitorul an școlar. Pentru cadrele didactice este controversată propunerea privind combinarea claselor din ciclu superior 5-8, deoarece consideră că combinarea claselor va închide școlile mici și că profesorii vor deveni surplus tehnologic, în timp ce ministerul susține că acest lucru nu are niciun sens și că nu se face nimic în detrimentul elevilor, ci că școlilor le este oferită posibilitatea de a organiza cursurile mai ușor. Uniunea Sindicatelor Cadrelor Didactice din Serbia consideră că combinarea diferitelor departamente va influența asupra calității de predare, cei de la minister evidențind că școala este cea care aduce decizia și că clasele nu vor fi grupate dacă se estimează că aceasta nu este necesar. Situația epidemiologică actuală indică faptul că anul școlar va începe la 1 septembrie. S-a apreciat la ședința echipei pentru școli. La ședința colectivului școlii desfășurată marți s-a apreciat că situația epidemiologică actuală și previziunile indică faptul că anul școlar va începe de la 1 septembrie, așa cum se prevede în calendarul educațional de muncă, a declarat Ministerul Educației pentru Danas. Ministerul Educației și echipa de monitorizare și coordonare a măsurilor în activitatea școlilor, în cooperare cu instituțiile abilitate, monitorizează periodic situația epidemiologică din țară. Până la începutul anului școlar, echipa pentru școli se va reuni din nou pentru a revizui situația, iar ministerul va informa școlile despre concluzii în timp util și le va transmite instrucțiuni privind măsurile epidemiologice care vor fi aplicate, care vor să fie pregătite de Institutul de Sănătate Publică Milan Jovanović Batut, a confirmat de la minister, transmite Danas. Dacă numărul de persoane infectate cu corona continuă să crească, iar spitalele încep să se umple, este posibil să fie necesară reintroducerea obligației de a purta măști în școli, a evaluat epidemiologul și membru sediului de criză Branislav Teodorović.
Teodorovici a subliniat pentru ziarul Blitz că în 7 până la 10 zile sediul de criză și Ministerul Educației vor propune cea mai bună soluție pentru implementarea predării în școli. Teodorovici a subliniat faptul că nimeni nu respectă recomandarea de a purta măști în interior și că tinerii se adună în mod normal în cafenele, restaurante și plute. Așa cum a subliniat el, situația este gravă, deoarece în fiecare zi sunt 4.000 până la 6.000 de persoane infectate în Serbia. Dar acel număr nu corespunde situației reale, pentru că este cu siguranță mai mare. Din cauza celor care sunt infectați, dar nu simt simptome ale boli, astfel încă se mișcă liber și pot fi purtători de virus. Directoarea Fundației pentru Asigurărilor de Sănătate a Republicii, Sania Radojević-Škordić, a anunțat că la toamne va fi medicamente suficiente pentru COVID. Au fost furnizate toate medicamentele pentru COVID care sunt folosite pentru toate grupele de pacienți și toate etapele bolii, de la formele ușoare până la cele mai grave care necesită spitalizare. Și suntem absolut pregătiți pentru toamnă, a spus directorul Fundației pentru Asigurările de Sănătate a Republicii Serbe, pentru TAN Jug, Sanja Radojević-Škordić. Statul a furnizat toate medicamentele cheie urmând recomandările profesiei. Am fost printre primii din Europa și din lume care au obținut anticorp monoclonal, neutralizant și medicamente antiviral. Cel mai important este că avem medicamente în cantități suficiente pentru toți pacienți și nu am ajuns niciodată într-o situație în care să nu avem un medicament pentru un pacient care are nevoie de el, așa cum se întâmplă în alte țări, a declarat Škordić. După cum am mai subliniat ea, pe lângă medicamentele specifice pentru COVID, există suficiente alte medicamente care sunt importante pentru tratamentul pacienților cu COVID, cum ar fi antibiotice, anestezice, soluții perfuzabile, anticoagulante și altele. Sunt respectate în permanență recomandările profesionale, precum și dezvoltarea de noi medicamente inovatoare pentru a oferi o terapie care s-a dovedit a fi eficientă în tratamentul COVID-ului, ținând cont de mutația constantă a virusului, a conchis Radojević-Škordić. Membrii administrației poliției rutiere din Ministerul Afacerilor Interne vor desfășura până pe data de 14 august o acțiune de control sporit al traficului. Poliția rutieră va folosi toate dispozitivele disponibile pentru măsurarea vitezei în fiecare zi a acțiunii, radare portabile, radare în sisteme de supraveghere video și dispozitive de măsurare a vitezei în vehicule fără marcaje de poliție, și anume interceptori, în timp ce viteza medie a vehiculelor va fi măsurată pe autostrăzi folosind un sistem extins și îmbunătățit, a anunțat Ministerul Afacerilor Interne. Aceștia adaugă că un anumit număr de patrule vor înregistra viteza de deplasare fără oprirea șoferului, iar proprietarii autovehiculelor prinse depășind limita de viteză vor primi un apel la adresa de domiciliu pentru a declara identitatea celui care a comis infracțiunea. Ministerul Afacerilor Interne face apel la toți șoferii să respecte limita de viteză și subliniază că de la începutul acestui an au avut loc 140 de accidente de circulație grave, ucis în total 155 de persoane, din cauza vitezei necorespunzătoare. Aceștia amintesc că de la începutul acestui an, peste 230.000 de șoferi au fost sancționați pentru depășirea cu viteză, adică cu 25% mai mult față de aceeași perioadă a anului trecut. Acțiunea de control sporit al traficului va fi implementată în 30 de state membre ale organizației RoadPol, rețeaua europeană de poliție rutieră. Semnalăm apariția numărului 33 al săptămânalului Libertatea cu dată de apariție 13 august.
Săptămânalul Libertate, în cel mai recent număr, publică o serie de știri în satele noastre românești, interviuri, reportaje, iar în continuare vă spunem atenție articolul. Revista Lumina, în ceas de sărbătoare, spicuim. Doamna Mărioara Sfera este cel de-al 10-lea redactor șef al revistei. În urma propunerii venite din partea doamnei Mariana Stratula, director al casei de presă și editură Libertatea, cu aprobarea domnului Daniel Mandu, președintele Consiliului Național al Minorității Naționale Române. Dânsa a preluat funcția de redactor responsabil ad interim al acestei reviste cu un trecut glorios. Revista editată odată la 3 luni a fost fondată în 12 ianuarie 1947 la Vârșăt, de către cercul literar Lumina, întemeiat în 1946 la Coștei, succesorul acestuia fiind cercul Lumina, Honorius Causa, fondat la 11 august 2006 la Pancova. Un alt articol, Jocurile sportive, Cupa Libertății la mini-fotbal, categoria seniorilor, ediția istorică a Cupei. Spicuim, pe data de 7 august, la Seleuș s-a desfășurat turneul final al Cupei Libertății la mini-fotbal, la categoria seniorilor. Ediția din acest an, care a reunit în total 18 echipe, s-a înscris după multe criterii cu litere de aur în istoria Cupei. În marea finală a Cupei Libertății s-au întâlnit echipele din Seleuș și Satul Nou. Echipa din Satul Nou a cucerit după câțiva ani Cupa Libertății la mini-fotbal. Pentru prima dată în istorie, Cupa a înmânat-o un fotbalist de renume european. Este vorba despre Miodrag Belodedic. Articolul integral, precum și altele foarte interesante, le puteți citi în numărul 33 al săptămânalului Libertatea, cu data de apariție 13 august. Pe data de 9 august s-a sărbătorit Ziua Mondială a Săracilor. Organizația Națiunilor Unite a declarat ziua de 9 august ca Ziua Mondială a Săracilor. Sărăcia este o problemă globală cu care se confruntă aproape toate țările lumii. Această dată este cea care servește pentru a avertiza guvernele și publicul din întreaga lume că problema sărăciei trebuie rezolvată rapid și cu angajament comun. Unul dintre răspunsurile comunității mondiale este înființarea de bănci alimentare pe întreaga planetă, iar o astfel de organizație funcționează și în Kragujevac. Potrivit estimărilor Națiunilor Unite în lume, există peste 22 de milioane de oameni care trăiesc în sărăcie sau sunt în pragul sărăciei. În Serbia, cei mai expuși sărăciei sunt șomerii, familiile cu mai mult de 3 copii, dar și cei angajați în agricultură. Radio Covăcița vă aduce Cronica Covăcița. Fiți informați despre toate cele mai importante și interesante evenimente din Comuna Covăcița. Ne ocupăm de subiecte actuale și oameni interesanți. Subiecte care au marcat săptămâna din urmă. Cronica Covăcița în fiecare weekend, numai pe undele Radio Covăcița. Proiectul a fost susținut de Comuna Covăcița.